Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață vom continua proiectul care l-am început ieri. Eu l-am numit un proiect surpriză, ieri am încărcat prima parte, astăzi vom continua partea a doua și sper că timpul îmi va permite să terminăm astăzi lucrarea noastră. Astăzi ne vom juca un pic cu alte părți componente ale proiectului nostru. Voi da deoparte ceea ce am realizat ieri, piciorul și pălăria ciupercii. Vom avea nevoie de firul despărțitor, care este foarte important în lucrările noastre. Apoi ne vom juca un pic cu culorile astăzi. Vom folosi aceeași culoare galbenă, care este firul cristal, din aceeași gamă firul cristal. Vom folosi culoarea maro, maro indiferent cel care îl aveți dumneavoastră. Din firul bravo vom avea nevoie de un pic de verde și de un pic de alb. Așa cum spuneam, astăzi ne vom juca un pic cu culorile, pentru că vom crea părțile de care avem nevoie pentru a completa lucrarea noastră. Apoi vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Eu voi folosi acești ochișori. Îi voi atașa cu lipiciul lichid. Dumneavoastră puteți folosi lipiciul la cald, foarte ușor. Vom avea nevoie de câteva mărgeluțe. Apoi, la momentul potrivit, le vom pune în locurile necesare. Dacă dispuneți de o astfel de buburuză, acestea se găsesc în comerț, le puteți găsi în magazinele de specialitate, în librărie, cu siguranță. Dacă nu puteți folosi altceva pentru a decora. Însă noi vom continua astăzi cu lucrarea noastră, vom avea nevoie apoi de foarfece, vom avea nevoie de croșet, voi lucra cu același croșet numărul 2, care deja a început să se strâmbe de cât îl folosesc. Voi folosi acest croșet pentru că este adaptat firului cristal, care, așa cum știți, este, v-am spus și ieri, de fapt, este mai subțire decât firul bravo. Astăzi vom începe deja cu năsucul ciupercuței. Pentru aceasta vom face cercul magic, iar în interiorul acestuia vom porni cu un număr de 6 piciorușe scurte. Piciorușul de început, acesta nu îl vom pune la număr. Deci vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Am uitat să menționez melana și acul pentru cusut lână, dar acestea știți că ne sunt de folos în toate lucrările tip amigurumi. Vom închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Primul, ca de obicei, îmi va face probleme. Iar acum, în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe scurte, noi vom lucra o mulțire. Deci, la capătul acestui rând, ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Deci, eu sper să vedeți ceea ce lucrez. Voi încerca să fac o altă încadratură cu camera,
Aș dori foarte mult ca dumneavoastră să-mi scrieți în comentarii dacă reușiți să vedeți bine ceea ce lucrez sau nu, pentru că apoi dumneavoastră sunteți beneficiarii acestor tutoriale. Tutorialul va fi încărcat mai târziu, pentru că eu lucrez devreme, foarte devreme. La mine acum este 4 dimineața, dar durează foarte multe ore până când se încarcă. Calitatea internetului aici este foarte, foarte proastă și influențează foarte mult și clima. Este o foarte mare umiditate. Sunt săptămâni de când este ceață în continuu, mai bine de 2 săptămâni, în fiecare zi este ceață și aceasta împiedică chiar și recepționarea programelor de televiziune. Acum, următorul lucru pe care îl vom face va fi să lucrăm în corespondența fiecărui picioruș. Vom face un picioruș scurt, după care, în următorul, o înmulțire. Voi număra încă o dată, 2, 4, 6, 8, 10, 12 și voi începe un picioruș scurt. În următorul voi face o înmulțire. Vom repeta de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, am repetat de 6 ori pe parcursul întregului rând, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Am pus firul despărțitor și acum vom face rândul următor, lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Acum știți cum se lucrează scăderea, nu este nevoie să mai insist, însă pentru cine nu știe, vom intra în prima jumătate a următoarelor 2 piciorușe. Extrage firul și le vom închide împreună, în felul acesta. La sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, după care vom tăia firul, vom lăsa o bucățică pentru cusut și vom umple cu melană nasucul ciupercuței. V-am spus că astăzi ne vom juca, așa este. Vom face părțile mai micuțe, părțile care necesită un pic de migală, însă noi mergem înainte, nicio problemă. Și uitați-vă că suntem la ultima scădere. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum ne vom tăia firul un pic mai lung, îl vom lăsa pentru că vom avea nevoie să-l coasem și voi încheia. Voi închide acest rând. După care, așa cum vă spuneam, vom umple cu melană. Am pus deja în interior partea de fir de la început. Și este pregătit pentru a fi atașat ciupercuței. Mergem în continuare. O altă parte. Vom lucra una dintre frunze.
Frunzele vom face și în culoarea verde, le vom face, precum și în culoarea maro. Eu, bineînțeles, mi-am făcut temele dinainte, am lucrat deja câteva frunze. Acum voi lucra pentru dumneavoastră, pentru a vedea modul în care executăm acestea. Pentru început, vom face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul de început, care nu îl punem la număr. Închidem cercul magic cu fir alunecat, ca de obicei. Și rândul următor vom lucra 6 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Iar acum va intra din nou în joc firul despărțitor. Vom întoarce un pic în felul acesta pentru a lucra pe față. Atașăm firul despărțitor și vom continua cu următorul rând în care vom lucra 2 piciorușe scurte. Două piciorușe scurte. După care vom face o mulțire în următorul picioruș. Alte două piciorușe scurte urmate de o mulțire. 2. Iar în următorul o mulțire. Acum am obținut un număr de 8 piciorușe scurte. Vom continua. 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Deci 3, 1, 2, 3. Iar în cel de-al patrulea vom face o mulțire. Vom repeta încă o dată, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire și am obținut cele 10 piciorușe scurte. Schimbăm firul despărțitor, vom continua. 4 piciorușe scurte.
iar în următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta încă o dată până la sfârșitul rândului și vom avea la sfârșitul rândului un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, iar în următorul vom face o mulțire. Vom repeta încă o dată, iar la sfârșitul rândului, scuzați, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua următorul rând, lucrând 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul vom face o mulțire, deci în cel de-al șaptelea ochi vom face o mulțire, vom continua încă o dată, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul, în cel de-al 8-lea picioruș, vom face o mulțire. Vom repeta încă o dată, iar la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Rândul următor vom lucra 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În cel de-al 9-lea picioruș vom face o mulțire. Vom repeta încă o dată aceeași secvență, iar la capătul rândului vom avea un număr de 20 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar în următorul picioruș vom face o mulțire. La capătul acestui rând, după ce vom repeta încă o dată această secvență, vom obține un număr de 22 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În următorul picioruș voi face o mulțire.
Vom repeta încă o dată această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte, am pus firul despărțitor. Acum vom lucra un număr de 7 rânduri de 24 piciorușe scurte. Întotdeauna să fiți atente, să puneți firul despărțitor în locul exact, pentru că altfel frunza va prinde o formă incertă, nu vom ști ceea ce am lucrat. Trebuie să păstrăm această linie. Noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 7 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul celor 7 rânduri. În momentul în care veți pune frunza în două, trebuie să se prezinte astfel, să fie perfect formată. Vom continua acum, din nou firul despărțitor, și vom lucra 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4, după care vom face o scădere. Vom continua această secvență până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 20 de piciorușe scurte. Deci vom lucra de 4 ori această secvență. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Deci după ce am lucrat de 4 ori 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 2 3 După care vom face o scădere. Vom repeta această secvență, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Vom repeta de 4 ori. După ce am lucrat pentru un total de 4 ori 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 2 Vom repeta astfel până la sfârșitul rândului 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am lucrat de 4 ori 2 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut cele 12 piciorușe scurte, acum voi lucra 4 piciorușe scurte. 2 3 4 Voi face o scădere. Voi repeta din nou 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 Voi face o nouă scădere. Iar acum voi face un rând de piciorușe scurte. Deci voi continua cu un rând de piciorușe scurte. Iar acesta va fi ultimul rând din frunză.
după care vom încheia, vom lăsa o bucățică de fir care ne va ajuta pentru a coase frunza, pentru că vom face un mic aranjament. Din câte am înțeles, doamna respectivă dorește ca acest aranjament să-l facă cadou pentru 8 martie. Și este o idee frumoasă, pentru că nu este în mod obligatoriu să dăruim flori. Acum, 8 martie este un pic mai diferit. Nu mai este acel obicei de a face cadouri doar flori. Acum voi închide lucrarea. Și uitați-vă că una dintre frunze este gata. Eu am lucrat deja, am două frunze de culoarea verde. Sunt un pic mai mari cele de culoarea verde, pentru că firul Bravo este un pic mai gros. Puteți lucra, dacă aveți același tip de fir Bravo, puteți lucra și în culoarea maro. Nu este nicio problemă, doar că la ciupercuță trebuie să utilizați un fir mai subțire, așa cum am făcut eu. Eu am acest total de 4 frunzulițe, le voi pune deoparte, iar acum vom face un alt detaliu al ciupercuței. Vom face o mică pălăriuță pe care o vom pune așa un pic șmecher într-o parte și voi porni cu 6 piciorușe scurte în cercul magic. Acesta este primul de început, care nu îl punem la număr. Vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic cu fir alunecat. Care din nou face probleme. Urăsc acest tip de croșete. Am spus-o de nenumărate ori și o repet. Acum vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire și la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am pus firul despărțitor, acum vom continua lucrând un picioruș scurt, o mulțire în următorul picioruș. Vom repeta pe întreg parcursul rândului un picioruș scurt, în următorul o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3. În cel de-al patrulea vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la capătul acestui rând
Vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Am încheiat și acest rând, am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 30 de piciorușe scurte în tehnica backloop. Vom lua partea din spate a fiecărui picioruș și vom face un picioruș scurt. Deci doar partea din spate, nu vom intra în întreg piciorușul, jumătatea din spate și vom lucra acest rând pentru că astfel vom crea acea formă de pălăriuță. Noi ne întâlnim la capătul rândului, apoi vom continua. Deci în tehnica backloop, nu uitați, pentru că altfel nu va ieși cum trebuie. Continuăm singure acum. Am încheiat acest rând lucrat în tehnica backloop. După cum vedeți, se a prins forma. Vom continua lucrând 3 rânduri, picioruș cu picioruș, în mod normal. Deci acum vom lucra piciorușul așa cum se găsește, cum lucrăm de obicei. Vom lua fiecare picioruș în mod normal, vom lucra 3 rânduri, iar noi ne vom întâlni după ce terminăm aceste 3 rânduri. Pălăriuța noastră a prins formă, nu urmează decât să-i facem partea de jos, iar partea de jos o vom face lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci, cum avem un număr de 30 de piciorușe scurte, la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 60 de piciorușe scurte, pentru că în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom face o mulțire și vom lucra în acest mod de jur împrejur, după care vom încheia pălăriuța și vom continua cu lucrarea noastră. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi scurta firul, voi închide lucrarea și voi ascunde firele de desubt. La fel veți face și dumneavoastră. Deci, închis aici. Acum voi întoarce în felul acesta, voi sări două piciorușe, voi intra și voi extrage firul. Nu vrea. Vom închide în modul în care să nu se observe foarte mult locul unde am închis. Vedeți? Dacă tragem firul în acest mod, nu se vede urât aici. Acum voi ascunde firul de desubt. Eu îl voi ascunde cu croșetul, dumneavoastră puteți folosi acul, dacă vă este mai ușor cu acul. Așa. Să vedem. Se prezintă oricum mult mai... Voi veni din nou, un pic aici, voi ieși. Așa. Voi face modul în care locul unde am închis lucrarea să nu se observe atât de mult. Așa, acum apare rotund, vedeți? Încercăm să facem lucrurile cât mai atrăgătoare, cât mai aproape de realitate. Voi
ascunde din nou acest fir, îi voi face un alt nod aici de desubt, după care voi scurta. Iar acum ne pregătim pentru a monta părțile componente, însă mai înainte vom ascunde și acest capăt de fir. Cu acul pentru cusut lână am pus capătul de fir care ne-a rămas de aici, de la lucrarea părții de deasupra ciupercuței. Vom pune piciorul pe mijloc, piciorul ciupercii, vedeți? Și încet, încet vom coase piciorușul de pălăriuță. Deci vom intra cu acul și vom coase totul de jur împrejur, în modul în care să dăm formă ciupercuței. Nu este greu, vom lua fiecare picioruș încet, încet și îl vom atașa lucrării noastre. Vom coase singure, acum știți cum trebuie să lucrăm. Ne întâlnim când vom termina de cusut, de atașat această parte, și vom continua apoi. Mai să fiți atente, să nu greșiți cumva rândul, pentru că lucrarea trebuie să aibă o formă specifică, să nu... Deci vom continua să coasem în felul acesta. Am cusut piciorușul, acum voi pierde acest capăt de fir undeva dedesubt și ne vom pregăti să... Da, se prezintă frumos, vedeți? Doamnă, chiar dacă eu nu am urmărit pas cu pas tutorialul doamnei Elena Belova, eu am venit cu îmbunătățirile mele, pentru că, așa cum spuneam, nu vreau să fie un copyright. Vin cu ideile mele și... Ia uitați-vă! Deja încet, încet începem să dăm formă lucrării. Trebuie să stai dreaptă și va sta. Acum mă voi pregăti să cos năsucul. Am pus firul, vom turti un pic năsucul, deci îl vom apăsa un pic, nu-l lăsăm să fie atât de proeminent. Și cam la jumătatea piciorului îl vom începe să-l coasem, să-l atașăm ciupercuței. Vom coase tot așa, de jur împrejur, cu atenție, să nu greșim. Vom lucra încet, vom atașa. Trebuie să fim atente la modul în care lucrăm, în care intrăm cu acul. Încet, încet vom coase și năsucul. Îl ținem apăsat, așa, ca să aibă, să nu fie prea proeminent, prea ieșit în evidență, pentru că nu va fi frumos dacă este prea umflat. Coasem încet, încet, de jur împrejur. Acestea sunt lucrurile cele mai migăloase care sunt de făcut.
să coasem părțile componente, însă, după cum vedeți, încet, încet ajungem la capăt. Și lucrarea noastră prinde formă, prinde aspect. Acum voi face ultimul, voi coase ultimul picioruș aici, după care voi ieși cu firul undeva și îl voi pierde, îl vom ascunde. Ia uitați-vă, nosucul este deja cusut, iar noi vom intra de câteva ori cu acul și vom pierde firul. Următorul pas va fi să punem ochișorii. Eu voi folosi lipiciul lichid. Dumneavoastră puteți folosi lipiciul cald, ceea ce aveți la dispoziție. Așa cum vă spuneam, cu lipiciul lichid eu voi atașa ochișorii, îi voi pune exact deasupra nasului, apropiați unul lângă celălalt. Să vedem. În felul acesta voi face modul în care să puteți vedea și dumneavoastră. Unu. Acum îl voi pune pe cel de-al doilea. Îl voi pune exact lângă celălalt. Uitați-vă. Am ales anume acești ochișori pentru că sunt în ton cu ciuperca, cu pălăria ciupercii. Acum, nu acesta, acesta altul, cu un fir de macrame, vom lăsa un pic să se usuce aici, cu un fir de macrame vom intra de undeva de desubt, de la piciorul ciupercuței, și vom face o guriță cu negru, cu firul negru. Îl voi trage un pic să-l putem ascunde și vom face o mică guriță aici. Și aceasta este la atitudinea dumneavoastră. O veți face în modul în care veți dori. Eu fac, cum să spun, lucrez așa în modul în care îmi vin ideile pe moment. Atașez anumite accesorii în modul de a fi diferit totul. Ia uitați-vă ce frumoasă este. Nu? Mie îmi place. Mie îmi place, sigur că îmi place că am lucrat-o eu. Acum depinde de dumneavoastră. Verdictul final îl veți da dumneavoastră. Voi vedea aceasta în comentarii, în vizualizări, în like-uri. Eu sper să vă placă. Eu sper să vă încânte această lucrare, sper ca doamna să fie mulțumită de ceea ce realizez, de ceea ce realizăm, pentru că lucrăm împreună, suntem o frumoasă echipă. Ia uitați-vă, da, mie îmi place, mie îmi place. Acum voi continua. Am aici o mulțime de capete de fire pe care nu vreau să le voi tăia acest fir. Opa. Așa, în modul să nu se observe. Vom atașa pălăriuța.
Pentru pălărie, tot așa, să știți, mie îmi vin de obicei idei pe care le pun în practică. La pălărie voi atașa această pană, vedeți, de culoare galbenă, ia să vedem dacă îi stă bine, să știți că îi va sta bine. Așa, însă o voi scurta un pic, pentru că este prea lungă și nu-mi place. Am spus că eu sunt cu idei care îmi vin pe moment, în timp ce întrerup un pic filmarea, îmi vin anumite idei și vreau să mi le pun în practică. Voi pune din nou un pic de lipici lichid aici. Voi pune această pană, pentru că trebuie să fie și cochetă. Vă rog să mă scuzați. Această umiditate de aici îmi face foarte mari probleme. Și apoi voi pune buburuza. Iată, așa, buburuza, după cum vedeți, are deja aici suport pe care am atașat, am pus lipiciul lichid și o voi aplica aici, deasupra acestei pene. Va fi foarte cochetă. Îi vom pune pălăriuța așa într-o parte, să fie șmecheră. Dacă doriți, o puteți coase, eu o voi lipi, pentru că, așa cum spuneam, întotdeauna lucrările mele sunt în mod demonstrativ, deci voi pune pe pălăriuță din loc în loc un pic din lipiciul lichid, după care o voi atașa pe capul, pe pălăria ciupercii, propriu zis. Așa, și vom termina cu partea de deasupra. După care vom face suportul pe care va sta. Să vedem, să o punem exact, o fixăm în modul în care să aibă un aspect cât mai frumos. Așa. Ia uitați-vă. Bineînțeles, acum nu puteți să vă dați seama exact de aspectul ei, pentru că, ia uitați-vă ce frumos se prezintă această... Eu sper foarte mult să vă placă. Sper foarte, foarte mult să vă placă. Acum, în acest timp, voi pregăti suportul pentru... Vedeți că stă în picioare. Pentru suport, vom coase frunzele două câte două. La una dintre ele am ascuns firul de desubt. La cealaltă, am pus acul, le voi uni în felul acesta, le voi coase un pic între ele pentru a le da stabilitate și vom continua apoi. Le vom coase în această formă. Cum vedeți, acest tutorial este poate un pic mai lung, dar este și lucru de migală. Nu este doar croșet, este practic formarea întregii
întregii lucrări, de aceea și durează un pic mai mult. După cum ați văzut, toate aceste mici detalii ne ocupă un pic de timp. Am ascuns aici capătul de fir, acum îl voi tăia. Și în acest moment, în funcție de cum doriți dumneavoastră, fie veți coase în acest mod frunzele, fie le veți lipi. Eu le voi lipi pe ale mele. Voi vedea modul în care le voi aranja, astfel încât să pot pune și ciupercuța alături. Așa, cred că în felul acesta va fi perfect. Eu voi pune un pic din lipiciul lichid aici, așa să pot atașa celelalte frunze. Felul acesta. Așa, voi ține apăsat un pic. Aici deasupra voi pune ciupercuța. Deasupra voi pune un pic de lipici pe fundul ciupercii. Un pic. Voi pune din abundență, pentru că trebuie să-i dau stabilitate. Și o voi fixa. Va lipi. Oricum, după aceea veți vedea poza finală în momentul în care Cristi, de care vă vorbesc din nou, Cristi Gomoiescu, care este editorul canalului meu de YouTube, din nou vă spun, dacă doriți să vă puneți sus o afacere, un canal de YouTube, eu afacere o numesc, și aveți nevoie de un editor, Cristi este disponibil. Cristi este student la Politehnică în București. Eu l-am cunoscut prin datorită doamnei Alisa Hârcan, căreia îi sunt foarte recunoscătoare, unica persoană din tot YouTube-ul românesc care mi-a dat o mână de ajutor, care mi-a dat consilii, care într-adevăr a dat dovadă de foarte mult amabilitate. Datorită ei m-am înscris pe YouTube Business, acolo am găsit pe Cristi. Eu sunt foarte mulțumită de modul în care el mi-a aranjat până acum canalul de YouTube. Așa, după cum vedeți, suntem pe ultima sută de metri. Eu am fixat și ciupercuța. Din loc în loc voi pe frunze, voi pune câteva mărgeluțe albe, nu vreau să pun pe pălăriuța ciupercuței, pentru că deja are pălăriuța albă și nu vreau să o încarc prea mult, însă la bază voi pune câteva mărgeluțe albe. Așa, pentru a înveseli un pic lucrarea. Dumneavoastră puteți pune sau nu aceste mărgeluțe, după cum doriți.
Mie mi-ar place să dea acea impresie de picături de rouă. Aceea le atașez, iar apoi voi lăsa camera mai jos pentru că aș vrea să aveți o privire de ansamblu a lucrării, bineînțeles până când va fi aplicată fotografia de copertă. Aspect plăcut lucrării. Iar acum voi încerca să dau camera mai jos, pentru a vă face o privire de ansamblu a ceea ce am realizat împreună. Eu sper să vă placă. Voi încerca felul acesta și de aici. Sper să se vadă, ia să vedem. Da, uitați-vă. Aceasta este ciupercuța noastră. Eu sper ca doamna să fie mulțumită, sper ca dumneavoastră să îmbrățișați acest proiect. Se vede un pic laptopul, dar, cum vă spuneam, locul este foarte strâmt. Sper să îmbrățișați acest proiect, să-l lucrați cu plăcere. Vă rog să lăsați un like, să lăsați un comentariu pe canalul de YouTube. În felul acesta îmi dați curaj să merg mai departe, în felul acesta sunteți de ajutor pentru că îmi dau seama că ceea ce lucrez nu este inutil. Eu, ca întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă aștept în continuare cu alte noi tutoriale alături de mine și vă doresc o zi minunată. Sunt Tatiana Andrieș, mă voi întoarce cât mai curând cu noutăți. La revedere!